Azi e ora. Două zile am mai multe și patru. Renovați ecuațiile. Rezolvați ecuațiile. Ia să vedem. 1 supra 3x minus 2. 1 supra 3x minus 2. Plus 1 supra 3x plus 2. 3x plus 2. Egal cu minus 4 supra. 9x pătrat minus 4. 9x pătrat minus 4. Minus 4. Deci mai e cum. Nu ne-am pierdut treaba până când nu punem în cel mai simplu grad. Ok, mai puțin... Mai puțin 2 pe 3. 2 pe 3 și? Și minus 2 pe 3. Deci, zicem, soluțiile vor fi x aparține lui el minus mulțimea formată din 2 pe 3, respectiv minus 2 pe 3. Și 1 pe 3. Și 1 pe 3 de unde? Din 9x la 2 minus 4. Păi, cât face 9x la 2 minus 4 tot? Păi 9, dacă ar fi 1 pe 3, ar da 0 acolo, nu? 9x la 3 minus 4... E 3x la 3 minus 2, adică este 2. A. Da? Deja sunt prinse. Așa. Și acum ne aflăm de lucru, numitorul comun. Aici am putut un cuvânt, haide. Cu 3x plus 2, da. Cealaltă cu 3x minus 2. Da. Și acolo, și să avem 3x plus 2. Plus 3x minus 2. Da. Și va cu minus 4. Așa, plus 4 e egal 0. Da, plus 4 e egal 0. Echivalent. 6x. Plus, ba nu, 6x plus 4 egal cu 0. Adică? X egal cu... Minus 2 pe 3. Nu poate, fel nu poate pe 3. Păi, deci va. Deci, ecuația nu are soluție. Deci, noi căutăm aici în afară, din tot, orice număr real putea să fie în afară de acestea. Cum ai dat peste ea și nu are voie să fie acolo, X, nu există, da? Nu există soluție. Ecuația nu are soluție. Pe X e la mulțimea vilă? Da. Puteți că X aparține mulțimea din X, ca și soluții, nu mult. Ok, ca și supun. X plus 3 supra X pătrat minus 9. X plus 3 supra X pătrat minus 9. 9. Minus X minus 5 supra X pătrat minus 25. Egal cu X plus 3 supra X minus 3 pe lângă X plus 5. X minus 3 pe lângă? X plus 5. X plus 5. Nu ne-am pierdut lucru decât după ce punem condiții. X nu poate să fie 3 și minus 3, 5 minus 5 și atât. Deci X aparține, mulțimii el mai puțin minus 3, 3, 5 și minus 5. Da? Aici o vreau să obții. Și atunci, echivalent cum? Cum ne-am trebuit lucru? Cine vorbești tu? Tu. X plus 3 supra X minus 3 pe lângă X plus 3. Așa scriem. Deci X plus 3 supra X plus 3 pe lângă X minus 3. X minus 5 supra X minus 5. X minus 5 supra X minus 5 pe lângă X plus 5. Egal cu X plus 3 supra X minus 3 pe lângă X plus 5. X plus 3 supra X plus 3. X minus 3. X minus 3. Supra X plus 5. X plus 5. X plus 5. X plus 3, X plus 3, X minus 5. A, pe așa, acum a simplificat. Dacă făceați asta, fără să puneți condițiile, exista riscul să dați peste soluția minus 3 și să o acceptați. Și era aiurea ca să faci simplificarea. Asta aici. O putem face și din X diferit de minus 3. Deci nu există 0 pe 0. Da? Și pericol, da? Pericol. Și x minus 5 plus minus 5. Și atunci ea dezintegrează. Deci prima simplificare x plus 3. Okay. Nu. De prima simplificare x plus 5, a doua cu x plus 5. Aici a rămas urmă 7, plus 5. Plus 5, a doua cu x minus 3. X minus 3. Și x plus 5 minus x plus 3. Și atunci va veni x plus 5. Minus x. Minus x plus 3.
plus 3, pe dată plus 3. Egal cu x plus 3. Egal cu x plus 3. X cu minus x reduc. Așa, 8. 3 cu 3 și vine x egal cu 5. Da? Da, mai mult. Nu e doar niște fals, da? A, cum x diferite 5 rute, x aparține soținii, x soluții, da? Acum sunt de soluții, vreau de soluții. Vedeți cât e important să te condiții? Altfel, ne pun în condiții, accepți soluția. Ești pentru mine, găsești numărul, gata, ce bucuros, am găsit, am rezolvat, perfect. Dar, complet greșit. Acum mă gândeam la cei din clasa 5-a când face fracțiile și ei simplifică fără să pună condiții. Păi, că n-au voie. Că dacă au x plus 3, nu va să zic că x diferit de minus 3, că n-au învățat cu mine. Dar vedeți că este totuși o greșeală. Da, dacă de acum insistăm și se depărește idei și ne insistăm și spunându-le nu ne apucăm de treabă decât dacă punem condiția, ei o să spună, păi dar ce, și cu plus 3 e vreo problemă? Au dreptate. Dar puniți asta. O să încercăm să insistăm. Că s-ar putea să apară și eu, dar pe x minus 3, nu știu din ce prejurare. Exact, dar așa și fost, pentru că eu chiar mă gândeam la ei că, cum îi învățați să pună condiții da, și la 5-a da. Eram legată să zic să pun condiții, deci știți? Da. Și stați că nu insistați pentru că ea a fost diferit de minus 3, nu știam. Facem, o facem. Punând acolo, chit că în pipa asta lor e greu să înțeleagă dacă x plus 3 ce rost ar mai are. La x plus 3, da. Dacă x plus 3 are rost, e 3 minus 3. Da. Da. O să ne gândim, da. 31. Exercițiul 31 de la pagina 55. Da. O ecuație de forma ax la a patra plus bx la a doua plus c este egal cu 0. Unde a, b și c sunt numere reale cu a diferit de 0, se numește ecuație bipătrată. A diferit de 0 și a, b și c. Numere reale. Se numește ecuație bipătrată. Așa se numește, ecuație bipătrată. Rezolvați ecuația. X la a patra plus 2x la a doua minus 3 egal cu 0. Indicație. Se notează X. Fără indicație, bine. X la a doua nu tocmai. Așa. De ce? E mai simplu, că ea la a doua... Sigur că se este telefonat în chestia asta. Sau X la a patra scriem X la a doua totul la a doua. Da, da, rămâi așa. Însă dacă notezi pe X la a doua cu un A, atunci vede că e și ea pătrat. E super înțeles. Deci, mă rog... Nu cu A, nu cu A, nu cu A. Nu cu A, nu cu A. X la a doua e egal cu 3. Da. Și atunci ecuația de X. Cu virgulă T mai mare egal de 0. Ce faci și observația asta? Da? De ce? Pentru că e ceva la a doua, ceva la a doua nu poate fi un mod negativ. Da, înțeles. Da, ăsta e motivul. Și atunci devine, ce devine ecuația? T la a doua. Maria. T la a doua plus 2 plus 3 egal cu 0. Așa. Da, să transformăm. Să transformăm la gradul 2. De ori aici e cald. Cu B pătrat minus 4AC. Îi 2 la 2 minus 4 1 ori minus 3. 2 la 2 minus 4 ori 1 ori minus 3. Și 4 ori 12. Și vine 4 vine plus 12. A, e da. Minus minus? Da, plus 12. Egal cu 16. Și egal cu 4 la 2. Egal cu 4 la 2. Și atunci 3 la 2. Da. Egal cu... minus 2. Minus 3. Minus 4. Minus B. A, da. Minus 2 plus minus radical din... De dată cu 4. Supra 2. 2. 2. Și egal cu, o variantă de 1 egal cu 2. Minus 2 plus 4. 1. 2 pe 2 își face 2 pe 2 egal cu 1. Iar la a doua variantă. De 2 este egal cu minus 6 pe 2 și este egal cu minus 3. Deci soluția este 1 și minus 3. Și a doua adică,
cum a avut cei mai mari ca 0 asta mică, și doar rămâne 1. Și cine era T1, doar să la substituție, x la a doua egală cu T, egală cu 1, asta e varianta, și atunci vine că x1, 2, egal cu, dacă x la 2 egal cu 1, cele două variante sunt plus minus 1. Că la a doua face 1, x și sunt plus minus radical de 1. Deci, soluția de ecuație de mai sus a ecuației sistemului pătrate înseamnă x aparține mulțimii valorilor 1, respectiv minus 1. Cum se rezolvă și ecuații pi pătrate? Fără nicio emoție. Notez x la 2 acum t, ajunge la cărțile la 2, t-ul trebuie să fie mai mare ca 0 și de acolo lucrurile foarte simple. Exemplu 33 la pagina 55. Rezolvați ecuația. X minus 2 pe lângă x minus 5 pe lângă x minus 2 pe lângă x minus 5 pe lângă x plus 1 pe lângă x plus 4 plus 56 egal cu 0. Aceea o să avem o ecuație de grad. Poate că n-am învățat. N-am învățat, dar trebuie să te zbucă. Așa pot fi. Obțin ultimii de două, adică x-2 cu x plus 4 și x-5 cu x plus 1. Deci x-2 cu? X plus 4 și x-5 cu x plus 1. Vezi tu așa că merge bine, nu? Da. Ce motiv are? Păi... Nu, nu trebuie să mulțim, dar trebuie să mulțim pe toate patru acolo și ce mulțim acolo e muncă. Dar dacă sesizăm ceva, nu jură munca. Asta vreau să-ți atrag. Deci dacă sesizăm un lucru acolo, ușurăm munca. Deci așa este x minus 2, x minus 5. X minus 2, x minus 5, x plus 1, x plus 4. Așa. Dacă aș lucra pe x minus 5 cu x plus 4... Și pe x minus 1 pe lângă x plus 2? Da, și x minus 1 pe lângă x plus 2. Iasă. Este o treabă mai bună. Ar veni pe... x pătrat. Deci pe cine pe x minus 2 cu? Cu x plus 1. Hai. X minus 2 cu x plus 1. Avem x pătrat. Minus, plus x. Plus x. Minus 2x. Plus 2x. Adică minus x. Da. Da? Da. Minus 2. Minus 2. Pe lângă. Dacă tot așa mi-a dat x pătrat. X pătrat, minus, da. X pătrat, îmi dă sigur. Da. Pe cine plus 4x minus 5x. Minus x. Minus x și vezi ce sunt. Da, și minus 20. Minus 20. Și acum x pătrat minus x, notez bunile. Corect. Da, plus 56. Să nu deci, de ce? De ce fac chestia asta? Pentru că văd aceeași grupare. Aceeași, da? X pătrat minus x. Și atunci vine t minus 2. T minus 2 până între t minus 20. T minus 2, pentru că T minus 20 plus 56 egal cu 0. Ce ar fi este? T pătrat. T pătrat. T pătrat minus 20 T. Minus 20 T și minus 2 T. Minus 22 T. Minus 22 T. Bine? Da. Plus 56. Plus 20 plus 40 mai T. Plus 40, plus 56, plus 96. Egal cu 0. Ca să mergem un pic mai repede, da? 40 cu 56, 96. Și acum, delta. B pătrat, 22. A pătrat. Minus 4, ori 1, ori 96.
face cât? 400 20 la pătrat. 484. Eu am să fac o șmecherie. Egal. Am să scos un 2 în factor de aici, care la pătrat face 4. Și cu 4 de aici, îl scot un tot mai în factor. Vine 4 pe lângă. La punctul ăla, pe lângă și cu mariaj, atenție. Deci, pe 22 poți să scrii 2 ori 11. Da. Și la pătrat face 4 ori 11 și la 2. Și iese și 4 aici. Da. Totdeauna este 4 în formulă. Dacă totdeauna este 4, la 4 acel, scoate 4 în factor. Și atunci ar fi 11 la pătrat. Minus 96, care face egal cu 4, pe lângă 121, minus 96. Și face 4. 4 ori 25 și 100. 4 ori 25. Ei, există și varianta de rezolvare. Și acum când rezolvăm, ia să vedem cât vine. T1-2. Egal cu minus B, 22, plus sau minus radical din delta, adică din 4 ori 25, supra 2A, 2 ori 1. Da? Și egal acum cu 22, plus sau minus radical din 4 face 2, ori radical din 25, lasă așa, să vă convinc eu cu supra 2 ori 1. Și egal cu 1. Poți să scoți un 2 în factor comun. Între 22 și 2 ăsta. Și face 2 pe lângă 11 plus sau minus radical de 25. Așa, supra 2. 2. Simplifică 2 cu 2. Și iată că vine 11 plus sau minus radical de 25, adică din 5, supra nimic. S-a dus 2 în 2. Și am o dată 11 plus 5. 16. 11 minus 5 egal cu 6. E 1 și 2. Ce am vrut să vă atrag atenția? Că atunci când sesizați că aici este număr par, luăm formula pe jumătate. Adică nu luăm B-ul 22. Jumătatea lui 22, 11. Plus sau minus radical din delta nu mai este 4 ori 25. Este jumătatea lui 22, 11. 11 la pătrat minus AC. Nu mai este 4 ore. Nu mai este 4 ore. Numeric lucrurile stau altfel. Deci, uitați-vă în formula. Deci așa să zicem. Pentru ecuația. AX pătrat plus bx plus c egal cu 0 pentru ecuația asta. Dacă b egal cu 2b, deci dacă b-ul e par, e 2b prim, atunci formula de rezolvare este asta, x1, 2 egal cu minus b prim, minus B prim, adică jumătatea lui B, plus sau minus radical din B prim la a doua, minus AC fără 4. Că tocmai. Aici e plus radical, s-a simplificat, totul nu supra 2A, supra A. Că s-a plus 2 cu 2. 2 cu 2, da. Deci, în condițiile în care se sesizați că aveți șansa să vedeți pe B par, mergeți pe formula pe jumătate, simplificată, că numeric aveți șanse mult mai mari să lucrați, adică lucrați mai rapid, măriți ritmul de lucru. Iată, concret. Pentru T pătrat minus 22T plus 96 egal cu 0, 22 este egal cu 2 ori 11. Și apoi zicem T1, 2 egal cu 11 minus B la pătrat, deci 11 plus minus radical de
11 la pătrat, 121, minus AC, minus 96, supra A, supra 1. Deci vine 11, plus minus AC, minus 21, supra 96, minus 96, supra A. Și o să avem o dată. T1 e egal cu 11 plus 5, că 21 plus 96, 5, și egal cu 16. Iar T2 e egal cu 11 minus 5, egal cu 6. Acestea sunt cele două soluții, T1 și T2. Refuzați asta, mă place. Da, e cât de numărat. Da? Deci trebuie reținut, că mă degeaba v-am dat-o, v-am dat-o pentru ca să vă fie de folos în anumite situații și totdeauna de aici încolo. Când vedeți că B-ul este par, formula pe jumătate astăzi. Da? Vă dați formula, formula pe jumătate. Da? E formula pe jumătate care ai șansa de a da niște numere mai mici acolo. Și haide să vedem mai departe altceva. Păi următoare, te să mai faci. Așa, n-am terminat ești. Corect. Am găsit T1 și T2, nu? Am găsit T1 și T2. Ce faci, mă, Antoni? Toate la substituție. X la 2 minus X. Așa. Cu 16. Deci, X la 2 minus X. X la a 2 minus X egal cu 16. 16. Adică minus 16 egal cu 0, o primă ecuație. Și un x la a doua minus x. Minus 6. Minus 6 egal cu 0. Avem două ecuații de rezolvat. De gradul 0. Păi a egal cu 1, b egal cu minus 1. Și c egal cu minus 6. Zicem de dată x1, 2. De acum la oricând, acolo mergi mai repede. Egal cu x1, 2 egal cu minus, adică 1. Plus minus. Da, egal cu delta, care era 1. Îl faci pe loc. 1 plus 4 ori 16. Da. Plus 60. 4 ori 16, deci vreau ca din 25. 64, da. 64. Supra 2a, supra 2. De ce dai din 25? A. Păi cât am zis? Am zis 4 ori 16, 64. Bun, 64 spui. Da. Supra 2a. 2. Și egal cu 1 plus minus radical de 65 supra 2. Astea sunt cele două, da? Din face una cu plus, alta e cu minus. Adică trebuie să scriu aici x1 egal cu 1 plus radical de 65 supra 2, x2 egal cu 1 minus radical de 65 supra 2. Și acum să rezolvăm și ecuația așa. A egal cu 1, P egal cu minus 1, C egal cu minus 6. Și zicem X 3, 4. 3, 4, că soluție vor 4 total. Egal cu 1. Radical egal cu 25. Radical din 1 plus 24. Totul supra A, supra 1. Și egal supra 2, 2, corect. Și egal cu 1 plus minus 5 supra 2. Și o să am aici x3. X3 este egal cu 5, 6, 2, 3. Și x4 egal cu minus 4 pe 2, minus 2. Aceste sunt soluțiile ecuației acestei de aici. Da? Cele 4. Final, x aparține mulțimii valorilor acelor. X1, X2, X3, X4. Hai să mai vedem o dată. Puteam să facem și înmulțirea ori cu... Nu chiar, că dacă făceam alea două și la două, nu dădea. Deci dacă e vorba, zicem, nu observam nimic și ziceam că ăsta două înmulțiri și ăsta două înmulțiri. Aș văd X pătrat minus 7X minus 7X plus 10 pe lângă X pătrat da. X pătrat plus 5X. Da? Plus da, 5X da. Plus 4. Vedeți? Și ar fi dat destul de urât.
Ăsta a fost miezul problemei. Deci, și eu, sesizăm care e varianta convenabilă ca să dea același lucru aici, x pătrat minus. Eu zic că dacă analizam un pic, să prindeam, dacă de 2 cu minus, 2 cu plus. Da, dar dacă ia așa în ordine și dimulțim 2 de 2. Fără să analizezi un pic, eu aș fi analizat un pic. Da, deci dacă ia așa, sigur că se sperie. Da. De acum s-ar putea să mulțească pe aici. Și e greu, după aceea și nici și calculul e greu. Până la urmă trebuie să dea dipătită. Da. Să reduc termenii în X, trebuie să reduc termenii. O lucrează și văd unde ajung. Deci și trebuie să ajungă... Și atunci, când e iar era un pic ușor, știți? La grupaj, vedeți? Că X minus 2, X plus 1. Mai hai să mulțim, să vedeți. Să vedem. Da, nu știu dacă merge. Hai să vedem unde. Deci, cum se mulțumesc? X apară. Da, haideți să o dăm, profesor, după ce mulțumesc. Așa. Deci, X apară. Plus 5X la 3, plus 4X la 2, minus 7X la 3, minus 35X la 2, minus 28X, da, și plus. Plus 10X la 2, plus 50X, și plus 40. Și plus 56 de ani. 56 de ani. Bun, terminați X la 4, da. 5x la 3 cu minus 7x la 3 minus 2x la 3. Minus 2x la 3. Putem să tăiem? Da, 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 să-i tăiem. Așa. 4x la 2 cu minus 35x la 2 minus 31x la 2 plus 10 la 2 minus 21x la 2. Minus 21x pătrat. Minus 21x pătrat. Și tăiem și pe aia. Și eu că așa se termină. 22x plus 22x. Plus 56. Plus 96. Plus 96, da? Egal cu 0. Da? Da, că nu-i treaba asta. X, plus X la 3. Gata, ai dat de vorbeală aici. Și X, X... Încep să-i grupezi acum acolo ca să-l dea, nu, nu ți iese. Nu mai iese, gata. De ce am spus? X la 3 cu 2, X la 3 cu... Jătăm X la 2 cu A? Degeaba puteți, că să mână X la 3. Ce faci cu el? Și cu X-ul. Hai să scriem și atât de jos x la 2 minus x minus... Da, 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 da. Să vedem în... Adică? Dacă de x la 2 așa, x... Păi dă, dacă mulțim, dă, nu dacă mulțim, dar nu mai ai... Nu mai ai inspirația să vedeți pe ăsta cu te. Ca să duci pe ecuație. Deci ieșitul e dur, acum, gata, începe să vedem că e dur dacă nu e prins de asocierea asta. Da, vedeți, pleacă așa, mulțesc, cum ai zis dumneavoastră, și văd că ajungă aici, s-o blocat. Și am zis, revenit. Oh, nu, nu, ce faci? Mai revenit. Nu, eu stai așa. Stai să vezi, ce faci? Am greșit la calcul. Dă-i din nou mulțimea. Ah. Dă-i din nou mulțimea. Eu dat urât, mi-e pătrată. Nu dă. Nu, profesor, nu dă. Că aștepta ce să fie? De tipul x la a patra, x la a doua, și termen liber. Și gata-i matica. Îi la ea acasă. Ce m-a făcut pe mine pe x minus 2 și x plus 1? Să notez așa. Tocmai inspirația asta, că x pătrat plus x minus 2x, x pătrat minus x. Și cealaltă, la fel trebuie să dea x pătrat minus x. Iar 4 minus 5, minus 5. Minus 4 minus 5. 4 minus 5, dar iată, 2 și 2, 4 și 5. Aici ai un mașa inspirat. 2 minus 1 e 1, 5 minus 4 e 1. Așa, așa. Exact. Deci, de la distanța asta am și pornit și atunci faptul că exact. Dă minus 1 mă stimulează să te grupez așa. Corect. Ca numai felul ăsta, notăm x pătrat minus x cu t. Acum, și aici este al doilea moment. Dacă nu se sizez că e, te apuci din mulțim parantezele, ia de stricat tot jocul. Când mai partea aia oare comună și de aceea, doar da, aceea o notezi da, 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 da. Deci dacă te apuci, încă o dată spun să-i mulțești paratete, te duci aici. Și n-ai făcut nimic. Ai explicat tot. Deci două momente importante. Atenție la grupaj, care te duce spre aceeași expresie x pătrat și x,
pe care să o notezi data viitoare cu un T, să deduci T minus 2, care conduce la ecuația gradul 2. Și pe urmă revine la substituții. Da. Da? Deci, n-a fost simplu. N-a fost simplu pentru că două calcane înmulțirile, paranteze grupajul și ce notăm după ce am stricat. Nu stricăm asta, cum notăm asta. Expresia asta, x pătrat minus x, aceeași trebuie și într-o paranteză și n-am. Subliniați-o și țineți minte chestia asta. Deci, notați două momente, momente importante. Hai să notăm așa. Momente importante, momente importante de rezolvarea ecuației. Momente importante. Unu. Primul moment. Grupajul x minus 2 cu x plus 1, deci grupajul la mulțire x minus 2 cu x plus 1 și x minus 5 cu x plus 4, deci x minus 2 cu x plus 1 și x minus 5 cu x plus 4, asta a fost primul moment, și al doilea, notăm x, dar de ce acest grupaj e cooperat? Pentru că apare, în urma mulțirii, apare x pătrat minus x. Da? În cele două paranteze, urma înmulțirii, apare x minus, deci momentul al doilea, apare x pătrat minus x, apare x pătrat minus x minus 2, scrieți chiar așa, x pătrat minus x minus 2, pentru că x pătrat minus x, minus 20. Da? Și notăm acum x pătrat minus x cu un t. Și notăm momentul ăsta x pătrat minus x cu un t. Care ne conduce la ecuația t minus 2. Ne conduce la ecuația t minus 2, pentru că t minus 20 plus 56 egal 0. Dacă grupam x minus 2 cu x plus 4? X minus 2 cu x plus 4. Am încercat, nu, da. Nu, dar nici așa, nu? Distanța este x pătrat. 2x minus 2, x minus 2. 4 și minus 2, x pătrat plus 2x. Plus 2x, da? Da, plus 2x. Plus 2x, aici vrei x pătrat, minus 4x. Deci, singura asta e asta. Singura asta e. Dar 96 era nu putea să aducă la ea, de exemplu, ca să avem... Nu, nu, el e plus ca număr acolo care să vină pentru delta acolo, pentru pătratul perfect. Da? Deci nu, nu este de folos. El aranjează aici. Da, da, da. 25. Pentru asta e plus acolo. Da. Deci numai e așa. Numai așa. Interesant. Deci, în fața unor ieșiții de acestea, merge să zic. Noi merge să zăbovim un pic. Cu ce ne alegem din ea? Care a fost partea necunoscută? De ce este dus la, să spuneți voi, la 7 stele? Pentru că a fost așa două momente importante. Da. Avem? Ca și temul au terminat. Ce ne-aș știe, Claudie? Adică, ai tu doi. Ai tu un care... Da. Nu, care a produs insomnie. Ca așa mă auzi. Da. Vă poți doar de noapte. De ce? Hai, două. Ai tu o crezi din asta sau vă dat o mult? Poate de pentru luni și am termin de azi. Și la 8, nu știu ce să-l fac. Cum? Vă dat pentru luni astea? Da. Așa. Că trebuie calculat, da.
Păi vedem că avem termenii de la 2012 minus 2 plus 1, 2011 termeni. Ai ori. Eu zic că ce zic. 2012 minus 2, avem 2011 termeni. Paranteze. Da. Și haideți să vedem 1 minus 1 pe 2, amplificăm cu 2, e 2 minus 1, 1 pe 2. 1 pe 2 face. Bun. 1 minus 1 pe 3, dacă amplificăm cu 3, dă 2 pe 3. Ok, pe 3. Foarte. 1 minus 4 egal cu, dacă amplificăm cu 4, 3 pe 4. Și apoi simplifică, ori puncte, 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 2012 supra 2013. 2011. Ai și 2013? Noi, 2012 acolo. Și atunci e 2011 la scădere. 2012 minus 1, 2011 supra 2013. Sau nu o luăm ca și cum, dacă toate dau așa, nu o luăm 2012 pe 2013? Pe ultima ea amplifică. Ah. E 2011 supra 2013. Și acum amplifică. 2 cu 2, 3 cu 3, 4 cu 4. Mă la bun, așa să dea? 1 pe 2013. Acela? Da. Ordonați crescător numele 10 de la pagina 23. A mic egal cu. Ordonați crescător numele. Crescător. A egal cu. A mic egal cu 1 supra. 1 plus 1 pe 1. 1 pe 1. U. U. A. Da. B egal cu 1 plus 1 plus 1 supra U. U plus 1 supra U. Și C, mic egal cu U la 0 minus 1. E sus minus 1? Da. U la puterea 0 minus 1 jos. Așa. Plus 0 la puterea U supra, totul supra, U pătrat. Unde U aparține lui înselat. A și B este egal. E înselat. Este. Nu, 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 deci la B, nu, profesor, este egal cu 1 plus. La B egal cu 1. B egal cu 1 plus. U plus 1 supra U. Deci nu-i bine așa. Nu. 1 plus. U plus 1. U plus 1 supra U. Supra U. Așa. Aici am aceeași viitor de la a doua cu toate. La a doua? Da, mergem la unul la a doua cu toate. Să ai viitorul la a doua. Da. Deci, hai să luăm pe A, egal cu U la a doua plus U. Că se duc toate viitorile și doar U la a doua plus U. Viitorii ce se duc cum la tine? Păi U la a doua plus U supra U la a doua. Ai mulțit cu U. Și numărător și numitor, da? Prin U la a doua, dacă ați înțeles. Deci da. Amplifică cu U aici. Da, da. Și amplifică fracția aceea U plus 1 cu U. Aha. Și vine U pătrat cu U supra U pătrat. Și B-ul este... Că dacă distribui, vine U. 1 plus 1 pe U. U, corect, da. Da. B-ul este... U pătrat plus U pătrat plus U supra. Este U pătrat plus U pătrat plus U, totul pe U pătrat. Deci este U pătrat plus U pătrat plus U plus U supra U pătrat, da? Și egal cu 2 U pătrat la un moment plus U supra U pătrat. Iar ce? Iar ce o rămâne U la puterea 0, deci A la puterea 0 e 1. Deci, da. Loc număr la puterea 0. 1 minus 1 e 0. Deci, cu excepția lui 0. 0 la 0 nu mai are. Da, zici. Da, zici că... E, zici că asigurat autorul. Ne-a asigurat că U e diferit de 0, da. Pentru că e și la numitor. 0 la puterea U e 0. Deci da. Acolo e 0 pe U pe 2 e 0. Ce e 0? Deci ce-ul este 0. S-a calculat. U la 0 face 1, 1 minus 1 face 0. Deci, într-adevăr, așa este. Deci, B e mai mare ca... B e cel mai mare, adică cel mai mic
ca A mai mic ca B. Ce A, B? Ce mai mic ca A? Mai mic, deci rezultă de aici. Ce mai mic decât A? A mai mic, mic ca B. Sunteți de acord cu toții? Ce e cel mai mic? A, U, e U pătratul sus pe el. Și ai 2 U pătratul sus. Da, e vizibil asta. De ce n-ai, nu te-ai descurcat aici? Am luat asta n-am ajuns la aia. Nu. Dar la aici n-ai luat ce aș uita, pur și simplu. Nu? Cât asta trebuia să aduci. Da. Să aduci acea lucrătură, să vezi că simplific fracții. Mai facem un scătător, mai facem ceva? Da. Exemplu 4 de la pagina 23. 4. De la pagina 23. Spațiul la 23. Să vedem dacă mai știu să calculeze sumele. Să fac pe B sau pe ce? Fă pe B. S2 egal cu 2 supra 1 ori 3. Plus 2 supra 3 ori 5. Plus 2 supra 5 ori 7. Plus și așa mai departe. Plus 2 supra 2 minute sunt 2013. Aș vrea să o fac, dar nu l-am făcut mai scurt. Nu, de asta, dar e simplu. E simplu, zi? Atunci. Păi 2 putem scrie ca fiind 3 minus 1 supra 1 ori 3. Da. 3 minus 1 supra 1 ori 3. Dacă n-ai chiar văzut 2. O să amplificam. Dacă n-ai chiar văzut, ai fost 1, 1, 1, 1. Amplificam cu 2 pe 2. Ori cu 2 pe 2 fiecare, ori spuneam egalitatea cu 2 și adinea 2 ies 2 și 2 peste tot. Da? Deci așa. Acum 3 minus 1 supra 1 la 3. 3 plus 5 minus 3 supra 3 ori 5 plus 7 minus 5 supra 5 ori 7 plus și așa mai departe plus 2017 supra 2017 minus. Ai zis 13, 2013. 2013. 2013. 2011. Supra 2011 ori 2013. Și acum trebuie numitorii și 3 supra 1 ori 3 minus 1 supra 1 ori 3 plus 5 supra 3 ori 5 minus 3 supra 3 ori 5 plus și așa mai departe plus 2013 la 2011 la 2013 în 2011 după 2011 la 2013 și acum simplific. Da, dar simplificul este de 2 de 2 termene, nu? Da. Și face 1 minus 1 pe 2013 face, nu? Da. Deci vine 1 minus 1 pe 2013 13, care înseamnă 2013. E 2012 pe 2013. Așa, supra 2013. Fiindcă mi-ați adus aminte de sume, ia să vedem cum am vrea suma asta. S egal cu 1 ori 2, plus 2 ori 3, plus 3 ori 4, plus 4 ori 5, plus 5 ori 6, plus puncte, puncte, plus 2016 ori 2017. Așa, aia de-a doua, nu ți-ești, nu?